Vă invit să deschidem Sfânta Scriptură la Epistola Apostolului Pavel către Romani, capitolul 12, de unde vom citi primele două versete. Roman 12, cu versetul 1 și 2. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Amin. Amin. Domnul să binecuvânteze sămânța cuvântului. Amin. Domnul să-și binecuvânteze ogorul. Amin. Domnul să binecuvânteze și semănătorul. Amin. Vă rog să vă așezați. Sunt bucuros să pot să vă salut pe toți în numele Domnului nostru Isus Hristos, pentru că vreau să vă spun că în numele Lui am venit la ora de astăzi. Sunt bucuros să fiu însoțit de tineri din biserica noastră, mulțumim Domnului că putem să avem o sfântă părtășie cu cei de la tabor și trebuie să mărturisesc că n-am fost de multă vreme deja la tabor, dar când am venit aici pe muntele acesta, mi-e dat să văd schimbarea la fața bisericii. Aveți o biserică tare frumoasă și tare bine pusă la punct. Uh, apreciez lucrul acesta și asta îmi spune mie că oamenii care se închină la tabor știu să prețuiască locul de închinare. Și cine prețuiește locul de închinare, îl prețuiește pe cel căruia îi se aduce închinare. De aceea vreau să vă încurajez și să vă zic, țineți aproape de Domnul, țineți aproape de locașul de închinare și veți fi cu adevărat binecuvântați de cel prea înalt. Mulțumesc fratelui păstor pentru invitație. De altfel, trebuie să vă spun că am venit cu un sentiment de datorie la dumneavoastră. Pentru că cei de la Tabor ne-au binecuvântat păstorul dumneavoastră și grupul de laudă de aici de la Tabor ne-au binecuvântat la conferința națională a păstorilor ne-au slujit prin cântare într-un mod special, într-un mod deosebit și vreau și cu această ocazie să spun un mulțumesc frumos Bisericii Tabor pentru slujirea păstorului și a echipei de laudă și închinare de aici din Biserica dumneavoastră. Dragii mei, în această seară, la evangelizare. Stau și îmi pun întrebarea așa cum și-o pun Într-o țară eminamente creștină. Mai trebuie să se facă evangelizare. Mă duc aminte de experiența unui frate care la un moment dat în visul lui a fost purtat de un înger în vis. A fost dus la porțile iadului și acolo la porțile iadului auzea deja de afară că acolo e chin, acolo e necaz. Și la un moment dat a întrebat pe mesagerul ceresc și a zis așa, Spune-mi, a zis el cu multă preocupare, aici sunt catolici? Și a zis, sunt. Da, ortodox sunt? Sunt și ortodoxi. Da, penticostal sunt? Și penticostal sunt. Da, baptiști? Și baptiști sunt. Omul tulburat de-a dreptul s-a lăsat dus la porțile raiului. Acolo deja era o atmosferă de pace și undeva la porțile raiului a pus întrebarea asta îngerului și a zis, spune te rog, aici sunt catolici. Și îngerul i-a zis, nu, aici nu sunt catolici. Da, ortodoxi sunt, nici ortodoxi nu sunt aici. Da, pentecostali, Să știi că nici pentecostali nu sunt aici. Da, baptiști. Nici baptiști nu sunt aici. Dar bine, până la urmă, cine sunt aici? Aici sunt numai creștinii adevărați. Dragii mei, chemarea Evangheliei pentru noi în această seară la tabor nu este alta decât aceea ca trăitori în această țară creștină, ca oameni declarați la recenzământ ca fiind creștini să putem să fim ceea ce vrea Domnul și anume să fim creștini adevărați. Amen. Păstorul dumneavoastră știu că e și cântăreți. Era o cântare pe vremuri, frate Bogdan, tu ești chemat, tu ești chemat să fii creștin adevărat. cu adevărat. Aici, Uite aici, <laughs> cântăreții sunt aici. Deci, dragii mei, la ceea ce ne cheamă Domnul pe noi nu este altceva decât să fim creștini adevărați. Este o mare diferență între creștini. Trebuie să înțelegem asta. Știți, dumneavoastră, că sunt creștini care străbat mulți kilometri, venind poate dintr-un sat îndepărtat, ca să fie la biserică. Vin prin trafic, vin prin greu, ca să ajungă și ei la biserică, în timp ce sunt alții care stau poate la 200 de metri. Și nu se zbat să ajungă la donare. Ce ziceți? E diferență între creștini? Sunt creștini care își riscă libertatea pentru Dumnezeu și pentru biserică. Alții nu riscă nici măcar să piardă un serial de la televizor. Este diferență între creștini? Evident că este. Sunt creștini care au puțin bani și sunt gata să dea jumătate din ce au pentru Domnul și pentru biserică. În timp ce sunt alții care au mulți bani și nu sunt gata să dea zeciuială măcar sau să dea nu știu cât la colectă. Este diferență între creștini. Evident că este. Sunt creștini care sunt gata să meargă mii și mii de kilometri distanță ca să-L mărturisească pe Domnul și să fie misionar pentru Domnul, în timp ce alții nu sunt dispuși nici să coboare cu liftul un etaj până la vecinul de la etajul de jos să-i spună ceva despre Mântuitorul. Observați, dumneavoastră, ce mare diferență este între creștini. Sunt unii care fac eforturi uriașe ca să nu se lase întinați de păcat și să trăiască în sfințenie, în timp ce alții se lasă pradă în fața oricărei ispite și gustă din toate păcatele. Nu e așa că e diferență între creștini? Dragii mei, sunt unii care îndură persecuții mari pentru Hristos. În timp ce alții nu suportă să strige după ei pocăitule cineva. Vedeți ce diferență mare este între creștini? De ce sunt aceste diferențe? Tocmai ca să înțelegem noi că evangelizarea e necesară. Amen. Avem nevoie de evangelizare, dragii mei. La ultimul recenzământ un procent uriaș dintre români s-au declarat a fi creștini. Aduceți-vă aminte, datele recenzământului, 4,5% s-au declarat romano-catolici, 85,3% s-au declarat a fi ortodoxi, 3% s-au declarat a fi reformați, 2,5% penticostali și așa mai departe. Ei bine, dragii mei, aș vrea în această zi să înțelegem că procentajul acesta este încurajator. Dacă ne uităm la rezultatele recenzământului, e încurajator. Și vom zice, are România creștini, e plină țara aceasta de creștini. Însă vreau să vă duc aminte că dacă ar fi doar 10 oameni, vă aduceți aminte de mijlocirea lui Avram pentru Sodoma, 10 oameni dacă ar fi, în țara aceasta, Dumnezeu ar turna belșug de binecuvântare. Dar ce fel de oameni să fie aia zece? Oameni dedicați cu totul Domnului, neprihăniți, oameni care trăiesc pentru Dumnezeu. Dragii mei, trist este că din marele număr de creștini din această țară, cei mai mulți nici nu știu numele celor patru evanghelii. Nu știu dacă ați văzut dumneavoastră, că acum toată lumea vede videouri de toate soiurile. Creștini care sunt întrebați care e diferența între Paște și Crăciun. Și spune că la Paște se mâncă miel și la Crăciun porc. Asta știu ei că e diferența între cele două sărbători. Ori e dureros să știi că acești creștini din România sunt atât de străini de Dumnezeu și de realitățile Sfintelor Scripturii. Și față în față cu creștinismul contemporan, dragii mei, asistăm din nefericire la o realitate despre care Mântuitorul a vorbit. Știți ce a spus Domnul? Căci mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Dragii mei, nu e așa că dumneavoastră vreți să fiți dintre cei aleși? Așa ziceți un amintare. Vrem să fim dintre cei aleși. Mulți sunt chemați cu numele de creștini, dar numai creștinii adevărați sunt ceea ce așteaptă Dumnezeu să fie. Dragii mei, dacă ne uităm pe paginile Sfintelor Scripturi, această tristă realitate este reflectată în multe părți. Nu vă duceți aminte că în predica de pe munte Mântuitorul a zis așa: Nu orși cine îmi zice Doamne, Doamne, este vrednic ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. De asemenea, aduceți-vă aminte un cuvânt greu pe care îl rostește Mântuitorul, uneia dintre bisericile din Cartea Apocalipsei, unaia dintre cele șapte biserici, pe care i-ai zice așa, dar pentru că ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura mea. E o realitate tristă, dragii mei, Vreau să știți în această seară: diavolul nu e deranjat de faptul că cineva își zice creștin. Nu deloc. Diavolul nu e deranjat de faptul că cineva merge la biserică. Nu deloc. De un lucru se teme diavolul. Se teme de creștini adevărați. Nu vrei tu să fii unul dintre acei creștini adevărați? Dragi mei, există un conflict real între ceea ce înseamnă creștinul nominal și creștinul practicant. Nu vedeți că și în societate sunt împărțiți. Spun, ăsta e creștin practicant. De ce? Pentru că merge la biserică. Dar nu uitați ce v-am spus. Diavolul nu se sperie că cineva merge la biserică. Însă diavolul se sperie atunci când sunt oameni care vor să trăiască cu tot ce sunt ei și cu tot ce au ei pentru Domnul. Și tocmai de aceea, dragii mei, Astăzi, diavolul face tot ce îi stă în putință, ca pe creștinii din România, să-i facă să fie creștini nominali, să fie creștini din aceștia care au o formă de evlavie și atâta tot. Însă în seara aceasta, mandatul meu pe care l am din partea Domnului aici la Biserica Tabor este să vă chem pe fiecare dintre dumneavoastră să vă faceți o cercetare a stării lăuntrice, a stării inimii și să ziceți, Doamne, nu cumva eu sunt unul dintre aceia care sunt un creștin nominal, să nu fim creștini de formă, cânta altă dată un cântăreț creștin, să nu fim creștini de formă într-o falsă uniformă, ci să fim ceea ce vrea Domnul să fim, să fim cu adevărat dedicați Domnului. Creștinii aceștia nominali, e vorba aia românească care zice că apa sfințită nici nu ajută, nici nu strică. Ori, dragii mei, ceea ce caută Domnul, caută oameni care să-L iubească pe El. Învățătorule, care este cea mai mare poruncă? Și Domnul a răspuns ca să răsune peste viacuri. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău, cu toată puterea ta. Și pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Până la urma urmei, Dumnezeu este Cel ce măsoară starea spirituală a fiecăruia dintre noi. Și în această seară Dumnezeu ne-a dus aici, El, Dumnezeul suveran. Ne-a pus în locul acesta ca noi să ne cercetăm pe noi înșine în lumina Evangheliei, în lumina pe care ne-o dă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, să vedem condiția noastră spirituală, să vedem dacă suntem ce ne vrea Dumnezeu să fim. Ca nu cumva să ne înșelăm și să ne trezim că la capăt, Dumnezeu își va exprima dezacordul cu privire la noi. Uitați-vă pe paginile Sfintelor Scripturi și veți vedea ce se întâmplă. Este o pildă numită pilda nunții fiului de împărat. Știți ce s-a întâmplat cu acela care a fost la nuntă și n-a avut haina de nuntă? Sfânta Scriptură este cât se poate declară. Spune că împăratul a zis, luați-l și aruncați-l în tunericul de afară, acolo este plânsul, scrâșnirea dinților. Dragii mei, vreau să vă chem cu cea mai mare seriozitate în această seară, folosind această tribună adevărului, care este amvonul Bisericii Tabor, vreau să vă chem pe fiecare dintre dumneavoastră să ne cercetăm bine, ca nu cumva să fim oameni care am umblat doar la biserică, dar n-am fost ceea ce trebuie să fim. Și în seara aceasta, chemarea Evangheliei este, spun din nou, să fim creștini adevărați. Pentru că, nu uitați, când Domnul spune în cartea Apocalipsei, pentru că ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura mea, știți ce înseamnă lucrul acesta? Aceasta înseamnă vărsatul din gură, e un lucru de care este scârbă lui Dumnezeu. Și tocmai de aceea, voia lui Dumnezeu este să trăim ca și creștini adevărați. Nu în mod lipsit de autenticitate nu creștinism contrafăcut, nu un creștinism fals nu un creștinism inventat ci un creștinism care ne obligă la plătirea unui preț aici este diferența, prețul suntem noi gata să plătim prețul de a fi creștin? pentru că vă rog să înțelegeți chiar dacă trăim într-o perioadă foarte comodă foarte comodă. Ascultați-mă bine! Noi suntem altă generație, am prins vremurile acelea când acuș, acuș, facem tabel cu pocăiții la servici. Am prins vremuri din acelea când se uitau toți de sus în jos. S-au schimbat lucrurile. Trăim vremuri în care avem drepturi ca și ceilalți. Avem dreptul de a vorbi, avem dreptul de a spune. Însă, dragii mei, n-aș vrea să ne înșelăm cumva și să uităm că a fi creștin înseamnă să plătești un preț. Nu poți să fii creștin. Creștinismul nu e, nu e ceva gratuit, ceva ce nu înseamnă nimic, ceva ce nu te obligă să plătești nimic. Vă rog să vă aduceți aminte, spune cuvântul Domnului în Luca 14, începând cu versetul 25 așa. Împreună cu Isus mergeau multe noroade. El s-a întors spre ei și le-a zis, ce bine că veniți după mine, haideți să facem de o biserică, să facem ceva. Așa a zis Domnul. Fiți atenți ce zice Domnul. Împreună cu Isus mergeau multe noroade, el s-a întors și le-a zis, dacă vine cineva la mine și nu plătește prețul nu este vrednic de mine Dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său Pe mama sau pe nevasta sau pe copiii săi Pe frații săi, pe surorile sale Ba chiar însă-și viața sa Nu poate fi ucenicul meu Ce înseamnă asta? Că nu este pentru creștinul adevărat iubire Mai presus decât iubirea pentru Domnul Iubește-ți soția Iubește-ți părinții iubește mama, iubește-ți tata Dar mai presus decât pe oricine de pe pământul acesta Creștinul adevărat trebuie să-l iubească pe Domnul ce ziceți, nu e un preț? Ba da! Și apoi uitați-vă ce zice în continuare. Și oricine nu-și poartă crucea și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. Care va zica o cruce de purtat, o cale de urmat, asta înseamnă să fii creștin adevărat. Este un preț al, al uceniciei. Există un preț pe care trebuie să-l plătească cei ce vor să trăiască cu evlavie în Hristos. Din păcate, nu oricine este dispus să plătească prețul și asta face diferența între oameni. De aceea v-am spus că unii sunt în stare să facă lucruri mari pentru Dumnezeu și alții nu sunt în stare să facă lucruri mici pentru Dumnezeu. Chiar dacă Oamenii ar merge cu grămada în biserici, Domnul arată că cei ce vor să fie ucenicii lui, cei ce vor să fie creștini adevărați, trebuie să plătească un preț. Adică, prioritățile lor sunt schimbate. Pentru oamenii aceia, prioritățile se aranjează în funcție de Domnul, El trebuie să fie pe locul întâi. Și apoi este prețul acela de plătire a unor suferințe pe care le ai de dragul Domnului, când te întorci cu adevărat la Domnul și vrei să trăiești cu Evlavie în Hristos, și în democrație plătești un preț. De fapt, creștinismul adevărat este așa cum e reflectat aici în Romani, capitolul 12, cu versetul 1 și 2. Și vă rog să nu uitați. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă, Creștinismul începe cu jertfa și se sfârșește cu jertfa. Nu există creștinism fără jertfă. Creștinismul nu e ieftin. Chiar dacă totul ni se dă fără bani și fără plată, creștinismul nu este ieftin, ci este scump. Știu că nu e comod ceea ce vă spun, dar nici n-am venit să spun lucruri comode. Am venit să spun lucruri adevărate. Suntem chemați să fim creștini adevărați. Amen. Societatea contemporană e obișnuită cu chinezăriile, lucrurile acestea făcute ieftin, rapid. Și unii cred că și pe plan spiritual merge așa cu chinezării, lucruri ieftine. Nu se poate, dragii mei, a fi creștin costă. Vă rog să îmi îngăduiți să vă recitesc aceste două versete din Roman, capitolul 12, versetul 1 și 2, dar într-o altă traducere, care ne va ajuta să înțelegem un pic mai bine lucrurile, respectiv în noua traducere românească, netereul. Spune cuvântul așa, prin urmare, vă îndemn fraților prin îndurările lui Dumnezeu să vă aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi o slujbă duhovnicească din partea voastră. Nu vă conformați acestui viac, ci lăsați-vă transformați prin renoirea minții voastre, ca să puteți discerne care este voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită. Dragii mei, ce înseamnă să fii creștin autentic? Înainte de a începe să spun asta, vă rog să mă îngăduiți să înalți o rugă către Domnul și să zic, Doamne, făne pe toți creștini adevărați. Amin. Mulțumesc pentru aminul dumneavoastră. Înseamnă că suntem pe aceeași lungime de undă. Știți ce înseamnă să fii creștin adevărat? Întâi înseamnă predare. Puteți să rostiți toți cuvântul predare. Predare. Mulțumesc. Uitați-vă. Prin urmare, vă îndemn, fraților, prin îndurerile lui Dumnezeu să vă aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Predare înseamnă să te dai. Pe tine însuți, Domnului. Nu e lucru mic. E un lucru foarte mare. Pentru că, mai zic o dată, creștinismul începe și se termine cu jertfa. El presupune un permanent sacrificiu. Sigur că, mai zic, iarăși, nu e un mesaj popular cel pe care vi-l spun, dar sunt dator să-l spun. Din nefericire, creștinismul contemporan. Ne cheamă la un Hristos care îți face numai bine ție, pune omul în centru și zice, na, dacă, dacă tu te înțelegi bine cu Hristos, să vezi ce face Hristos pentru tine. Te ajută și la asta, te ajută și la cealaltă, îți face bine aici, îți face bine acolo. Și asta ne place tare bine, ne place nouă. Însă, dragii mei, aș vrea să vă aduc aminte că adevăratul creștinism nu l-are pe om în centru ci spuneți dumneavoastră pe cine îl are adevăratul creștinism în centru. Domnul Iisus Christos. Pe Hristos, pe Domnul Isus Hristos îl are în centru. Dragii mei, uitați-vă dumneavoastră. Sunt atâția oameni care îl folosesc pe Hristos ca pe roata aia de rezervă de la mașină. Atunci apelează la el când e necaz, când e problemă. Îl folosesc ca pe o cârjă să se sprijine în el. Când ajung la spital, Înaintea lui Hristos, când ajung la tribunal, înaintea lui Hristos, când ajung într-un necaz, într-o problemă, într-o strântorare, se duc înaintea lui Hristos. Însă, în realitate, nu sunt oameni care trăiesc fiecare zi a vieții lor cu Hristos. Dragii mei, realitatea este că un creștin adevărat face din Hristos centrul existenței sale. Asta înseamnă creștinism adevărat. Să-l faci pe el stăpânul vieții tale. Ce frumos reflectă unul dintre versetele din cartea psalmilor acest adevăr. Zice așa, cum se uită ochii robului la mâna stăpânului și ochii robei la mâna stăpânei ei. Așa se uită ochii noștri spre tine, Dumnezeule, până vei avea milă de noi. Știți ce înseamnă asta? Creștinul adevărat caută aprobarea Domnului în tot ce face. În tot ce face, se uită la Domnul să vadă, Doamne, fac bine, nu greșesc, Doamne, îți place de mine în ceea ce fac acum? Pentru că un creștin adevărat este conștient de faptul că el aparține Domnului. Nu și aparține lui însuși. Poetul bihorean, Traian Dorz, reflecta atât de bine creștinismul acesta contrafăcut. În versurile lui, ascultați-mă numai cum zicea el, în dreptul oamenilor care se pretind a fi creștini, dar în realitate sunt creștini nominal, făcea o rugăciune în versurile lui și zicea, o iartă-mi, te rog, Doamne, atâtea rugăciuni prin care îți cer doar pâine și pază și minuni, că căci am făcut adesea din tine robul meu, nu eu să ascult de tine, și tu de ce spun eu? În loc să vreau eu, Doamne, să fie voia ta, îți cer și îți cer într-una să faci tu voia mea. Îți cer să alungi necazul, să nu-mi trimiți ce vrei, ci să-mi slujești în toate, să-mi dai, să-mi dai, să-mi dai. Gândindu-mă că dacă îți cânt și te slăvesc, am drept să-ți cer într-una să-mi faci tot ce doresc. O iartă-mi, zice Dorzi când se trezește din această realitate hâdă, din această realitate tristă a creștinismului superficial, zice, o, iartă în felul acesta nebun de a mă ruga și învață-mă ca altfel să stau în fața ta, nu tot cerându-ți ție să fii tu robul meu, ci tu cerându-mi mie, iar robul să fiu eu. Să înțeleg că felul cel bun de a mă ruga, eu să doresc, e să doresc ca în toate să fie voia ta. În aceasta constă diferența dintre un creștin nominal și un creștin adevărat, care este pe deplin predat Domnului. Creștinul care este pe deplin predat Domnului, el înțelege creștinismul că este, că implică un preț care trebuie plătit, predarea. Adică punerea noastră înaintea lui Dumnezeu cu totul ca jertfă, rob nu lider, rob. Ăsta este creștinul adevărat. El știe că Domnul Iisus nu este doar mântuitor, ci este domn, este stăpân. Și atunci când cineva ai predat Domnului cu adevărat, este dispus să facă orice sacrificiu ca să fie pe placul Domnului. Fac o paranteză aici și vreau să te întreb, dragul meu... Te-ai gândit bine la felul tău de a fi creștin? Te-ai gândit bine la asta? Este viața ta cu adevărat predată Domnului? Adică, cum zicea apostolul, că noi nu mai suntem mai noștri. Nu mai suntem mai noștri. Noi suntem mai lui. Te-ai gândit la asta, dragul meu? Că tu și tot ce ai este al Domnului? Cu predare începe creștinismul adevărat. Și el continuă cu pocăință. Predare și apoi pocăință. Cuvântul pocăință l-ați putea rosti toți oare? Pocăință. Sigur. Na, uitați-vă, zicea versetul acela pe care l-am citit, ci lăsați-vă transformați prin reînnoirea minții voastre. Și acum dumneavoastră știți că vi s-a predicat de nu știu câte ori de aici de la Amvon ce înseamnă pocăința, acea metanoia, acea transformare, acea schimbare a minții. Știți ce înseamnă pocăința asta? Al cărui nume l-am rostit toți, am rostit toți cuvântul pocăință. Știți ce înseamnă? Îți rezolvi starea spirituală lăsându-te transformat. Nu poți fi creștin adevărat până nu vii la Domnul cu starea ta și să zici Doamne, schimbă-mi inima fă-mă mai curat mai real mai sfânt, mai adevărat Amen. pocăința, dragii mei nu este doar un regret așa cum poate că o prezintă dicționarul nu este doar o stare de regret știți că și Cain a regretat, dar nu s-a pocăit niciodată de moartea, de uciderea fratelui său. Cain a regretat și Iuda a regretat. S-a dus înapoi cu arginții și a zis, am vândut sânge nevinovat. Dar nu s-a pocăit niciodată. Dragii mei, pocăința nu este doar o decizie pe care am luat-o de mult. Știi tu cu câți ani în urmă. Ea nu este doar o decizie, ci este un proces de transformare care se vede în fiecare zi în viața ta creștine. Ce înseamnă aceasta? E transformarea gândirii, transformarea gândului. Îl înțelegi pe Dumnezeu cât este de bun și te vezi pe tine cât ești de rău. Și stai înaintea lui Dumnezeu și zici, Doamne, schimbă-mă. Asta este pocăința. Înțelegi cât de rău și de păcătos ești tu și cât de bun este El. De asemenea, pocăința adevărată nu-ți schimbă numai gândul, ci îți schimbă și cuvântul, felul de a vorbi, deoarece ceea ce gândești și mărturisești. De aceea oamenii care se pocăiesc au un proces de schimbare a minții, a gândirilor, dar și un proces de schimbare a vorbirilor. Mărturisești cu gura ta păcatul tău și bunătatea Domnului. Ai părere bună despre Dumnezeu și părere rea despre tine. Asta este pocăința. Pocăința înseamnă transformarea gândului, transformarea cuvântului și transformarea faptelor, a trăirii. Transformarea faptelor e cea mai grea parte a pocăinței, transformarea faptelor, adică transpunerea în fapte a pocăinței. Ia gândiți-vă la Zacheu. Când s-a pocăit Zacheu și a intrat Domnul Isus în casa lui, s-a uitat înapoi spre faptele lui și a zis, Doamne, mi-e rușine de faptele mele, dar. Pentru că pentru că n-am trăit cum trebuie, zicea el, jumătate din averea mea o dau săracilor și cu cealaltă jumătate încep să repar pe cei ce -i am năpăstuit, le vă dau înapoi împătrit. Ce înseamnă asta? Era transformarea faptelor acestui om numit Zacheu. E transformarea atitudinii, pocăința. Tocmai de aceea, astăzi, aș vrea să te chem, dragul meu, să înțelegi că a fi creștin adevărat înseamnă predare și te întreb dacă ești cu adevărat predat Domnului. A fi creștin adevărat înseamnă pocăință și te întreb dacă procesul acesta al transformării, al pocăinței a cuprins întreaga ta viață. Vreau să-ți aduc aminte că ești într-un loc în care prin Duhul Sfânt este prezent Dumnezeu însuși. Și chiar în seara aceasta El poate lucra schimbarea aceasta în viața ta să te transfere din starea de creștin nominal în starea de creștin adevărat, de creștin autentic. Predare, pocăință. Al treilea lucru, poziționare. Puteți să ziceți și cuvântul poziționare? poziționare? Adică ce înseamnă poziționare? Duminică seara am avut un predicator în biserica noastră Musafir, care a predicat și a folosit o ilustrație interesantă. Vorbea el despre un om credincios care și-a pierdut auzul, care nu mai putea să audă decât dacă cineva mergea la ureche să strige la el. Și tot se ducea la biserică, dar își dădeau seama toți că el nu pricepe ce e acolo, că n-aude predicarea, n-aude cântarea. Și la un moment dat cineva s-a apropiat de el și l-a întrebat în mod serios bine, dacă, dacă tot nu auzi nimic ce e acolo, după ce te mai duci? Și a zis, mă duc ca să vadă diavolul de partea cui sunt. Ei bine, dragii mei, poziționarea tocmai cu asta are de-a face, cu mărturia publică a poziției tale. Aveți un baptistier așa de frumos aici. Domnul să-i binecuvânteze pe toți cei ce trec prin baptistierul acesta și să rămână creștini adevărați. Uitați-vă dumneavoastră ce înseamnă poziționarea. Este mărturisirea publică în fața cerului, în fața iadului, în fața pământului, Amen. că eu sunt un om predat lui Hristos, un om transformat de Hristos prin pocăință. Asta înseamnă poziționarea aceasta. Scrie Petru despre botez și zice 1 Petru 3 cu 21. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi și anume botezul care nu este o curățire de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Isus Hristos. E o mărturie, de aceea vorbim de poziționare. Este o mărturie. Ce valorează botezul în apă? Că ne punem întrebarea ca oameni, dar ce ne face apa aia? Nu apa ne face. Ci acolo în apă se întâmplă minuni cu omul care se poziționează. Știți ce se întâmplă? Botezul în apă, este o declarație publică a faptului că se produce o trecere vizibilă și voită de la întuneric la lumină. Aduceți-vă minte. apa. Vă aduceți aminte că a fost un orb pe care Domnul l-a vindecat. I-a pus tină pe ochi și după aia l-a întrebat ce vezi. Și a zis, văd oamenii, dar îi văd așa, deformați, ca niște copaci. Și a zis, domnul, du-te la scăldătoarea siloamului, la apă. Du-te la apă! Ce-a însemnat pentru el apa? A trecut de la întuneric la lumină. De la orbire a trecut la condiția de om care vede. Tocmai aceasta este poziționarea prin botez. Ești omul care zici, da, privesc lucrurile altfel, le văd altfel. După aceea gândiți-vă, dumneavoastră, tot Israel, poporul lui Israel a trecut din robie la libertate prin apă. Prin Marea Roșie. Erau robi în Egipt și au trecut prin Marea Roșie și când au ajuns dincolo s-au trezit la libertate. Tocmai asta este poziționarea prin botez. Este trecerea din robia păcatului, din robia celui străin și hain, din robia lui ieșirea la libertate prin Isus Hristos. Tocmai aici este frumusețea sau, gândiți-vă la Naman, bolnav de lepră și în Scriptură, lepra este un simbol al păcatului. Omul acesta, Naman, a fost trimis de prorocul, dute și scaldăte în apa Iordanului de șapte ori. De ce l-a trimis la apă? Știți ce a făcut apa lui Naman? L-a trecut din starea de păcat în neprihănire, dacă vreți, din lepră în curățire. Asta face prin botez Dumnezeu cu noi, ne poziționează, ne așează din starea noastră păcătoasă, ne trece dincolo pe un teren al neprihănirii și până la urmă asta dorește Dumnezeu de la noi. Sau gândiți-vă la vremea lui Noe, când tot apa a făcut diferența între moarte și viață. Noe prin apa aceea a ajuns să trăiască, în timp ce alții au pierit. Înțelegeți ce înseamnă poziționarea aceasta? Prin botez nu faci altceva decât să declari în fața cerului, în fața pământului, în fața iadului, că ți-ai schimbat poziția spirituală. Și lucrul acesta contează. Așadar, dragii mei, aș vrea să nu uităm ce înseamnă condiția de creștin autentic, de creștin adevărat. Înseamnă predare, în primul rând. Apoi înseamnă pocăință. Apoi înseamnă poziționare. Și mergem mai departe și vă mai spun un lucru. Condiția de creștin autentic presupune practicare. Puteți să ziceți toți cuvântul practicare. Adică ce înseamnă asta? Asta înseamnă trăire jertfitoare în fiecare zi. Amen. Asta înseamnă practica. Uitați-vă, zice Domnul în Luca la capitolul 9 cu 23. Apoi a zis tuturor, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi. În fiecare zi. În fiecare zi. Și să mă urmeze. Este nevoie de consecvență. Creștinismul adevărat înseamnă consecvență. El este. jertfă, presupune sacrificii. Cum să nu fii gata de jertfă pentru Domnul, când Domnul însuși s-a jertfit pentru tine? Când El a jertfit totul pentru tine, să nu fii gata să te jerfești pentru Mântuitorul? Dragii mei, aș vrea în seara aceasta să vă aduc aminte că practicarea unei vieți de credință autentică ne obligă să fim mereu atenți asupra felului în care trăim și asupra felului în care ne raportăm la Dumnezeu. Uitați-vă pe paginile Sfintelor Scripturii și veți găsi Oameni credincioși care au vrut să trăiască în mod autentic viața de credință pentru Domnul. I-a costat. I-a costat nespus de mult. Și tocmai de aceea nu avem dreptul să credem, careva dintre noi, că pentru noi viața de credință poate să fie una ieftină. I-a costă și astăzi creștinismul costă. Uitați-vă la Daniel tânărul care strălucește pe paginile Sfintelor Scripturi. A vrut să rămână un tânăr plăcut Domnului. Știți că pentru el nerugăciunea a fost mai periculoasă decât groapa cu lei. Adică în momentul în care i s-a spus, nu te ruga! A zis, asta e pericol, mare pericol. Dacă nu voi practica credința, dacă nu voi practica relația mea cu Dumnezeu, o relație autentică, mai bine cu lei, decât să mă trezesc că nu mă mai rog. Înțelegem noi ce înseamnă cu adevărat o relație cu Dumnezeu? Frați și surori, prieteni dragi care sunteți astăzi la tabor, vă rog să mă îngăduiți să vă aduc aminte că noi suntem într-o condiție foarte periculoasă fiecare dintre noi dacă nu ne cercetăm pe noi înșine, dacă nu ne verificăm starea. Și Dumnezeu îngăduie momente ca și acestea tocmai ca să ne dea ocazia să ne cercetăm pe noi înșine. Și vine cuvântul lui Dumnezeu și zice pe voi înși vă, încercați-vă, cercetați-vă, vedeți dacă sunteți în credință. Pentru că e ușor să mergi cu valul. E ușor să te duci cu cei mulți. Și zici, mă duc și eu cu cei mulți, dar creștinismul adevărat presupune trăire autentică cu Hristos. Și tocmai de aceea, eu în încheierea mesajului pe care l-am adus în această seară aici, vreau să vă chem în numele Domnului Isus Hristos să reflectați asupra acestei chemări a lui Dumnezeu. El ne cheamă să fim creștini adevărați. El ne cheamă să ne dăruim cu adevărat lui Hristos. Să înțelegem că El este stăpânul. Și noi trebuie să fim robii lui, să stăm înaintea lui, așa cum, cum stau robii înaintea stăpânului, așa cum se uită ochii robei la mâna stăpânei ei, așa să ne uităm la Domnul. Și să zicem, Doamne, astfel de creștini vrem să fim noi. N-aș vrea, dragul meu, să te înșeli. De aceea, Dumnezeu ne mai dă semnale de alarmă fiecăruia dintre noi. Și ne aduce aminte că, fără predare nu există creștinism autentic. Fără pocăință nu este creștinism autentic. Fără poziționare nu există creștinism autentic. Înțelegi tu lucrurile acestea? Fără practicare zilnică nu există creștinism autentic. Și va veni ziua când vom sta înaintea lui Dumnezeu. Aceluia care cunoaște inima și rărunchii, le cercetează, ne vede starea, ne vede condiția fiecăruia dintre noi. Dumnezeu se uită spre noi, dar în această seară avem ocazia să ne uităm noi înșine la noi și să vedem dacă suntem ceea ce ne-a chemat Domnul să fim. Eu zic, Doamne, ai milă de noi. Nu ne lăsa să ne înșelăm, pentru că mă întorc la ilustrația de la început. În rai vor fi doar creștini adevărați. În el vor fi creștini nominali câți vrei. Însă nu e așa că tu vrei să ajungi în raiul lui Dumnezeu. Pentru aceasta te chem în seara aceasta și îți spun, dragul meu, caută să fii creștin adevărat. Amin.